primul pol. Se pare că tot mai multe companii sunt pregătite să integreze acest concept de industrie 4.0. Evident, există lucruri care trebuie îmbunătățite sau probabil clarificate. Haideți să vedem ce poate face acest produs sau despre ce este vorba cu acest produs, această soluție de fapt. Acest produs, FestoMotion Terminal, vine în întâmpinarea celor mai acute nevoi ale automatizărilor. Nevoi existente deja în piață. Cei care studiază fenomenul Industrie 4.0 deja știu că există foarte multe cerințe în această direcție. Este un produs dedicat automatizărilor pneumatice, dezvoltat pentru a opera în baza acestor concepte Industrie 4.0. Asta înseamnă pentru noi pneumatică digitalizată. FestoMotion Terminal combină elemente pneumatice de bază cu electronica pentru a pune la dispoziție control stabil prin intermediul aplicațiilor software. Deci vorbim despre nu doar despre pneumatică simplă, ci despre o pneumatică pe care o putem controla cu ajutorul calculatorului. Mult, mult, mult mai simplu. O să vedeți în continuare ceea ce vreau să vă spun. Conceptele de servopneumatică sunt integrate în acest produs. Acest aspect îi permite realizarea câtorva aplicații pneumatice de mișcare, adică profile de mișcare bazate pe variația proporțională a presiunii și a debitului. În plus, ventilele pot fi configurate electronic, adică trecem dintr-o stare, dintr-un 3x2, într-un 5x2, într-un 5x3 și așa mai departe, doar cu câteva clicuri. Puteți modifica în timp real această funcție, cât și parametrii de operare. Fiecare ventil integrează senzori ce monitorizează toate variabilele pneumatice ale aplicației. În final, conceptul de eficiență energetică este intrinsec acestei platforme, atât prin natura tehnologiei utilizate în crearea produsului, adică elementele de piezo, ceea ce am discutat săptămâna trecută în webinarul despre piezoelectricitate, cât și prin intermediul funcțiilor ce au fost integrate în acest terminal, funcții pe care vi le voi arăta în continuare. Prin aceste caracteristici, FestoMotion Terminal se potrivește perfect în orice concept legat de producția digitalizată a viitorului. Așa cum vă spuneam, există foarte multe componente pneumatice pe care FestoMotion Terminal le poate integra. Pentru a ilustra cât mai bine ceea ce poate face FestoMotion Terminal, vă prezint în acest slide câteva funcții utilizate frecvent în automatizări. Aici avem ventil direcțional, da? Ventilele clasice pe care le cunoașteți sau le recunoașteți. Drosele, regulatoare de presiuni, senzori de presiune. Lucruri pe care le întâlniți în mod uzual. Aplicații speciale unde este necesar control proporțional pentru forță și viteză, da? Controlăm presiunea, controlăm și debitul. În aplicațiile de manipulare, amortizoarea la capăt de cursă, da? Prin amortizoare de șoc, este adesea necesară. Fie prin utilizarea acestor amortizoare de șoc hidraulice,
fie integrarea sistemelor servopneumatice cu funcția stop-stop. La final, avem și control în poziție similar din punct de vedere al caracteristicilor, putem să ajungem aproape de performanțele acționărilor electromecanice. După cum putem vedea, aceste funcții sunt normale, sunt standard în automatizare. Unele aplicații sunt realizate doar prin utilizarea unui ventil direcțional și prin controlul debitului, adică un ventil și două drosele pe cilindru. Pentru alte sarcini sunt necesare circuite mai complexe ce utilizează un regulator proporțional de presiune și chiar funcția de control a poziției. Caracteristica principală aici este numărul de componente. După cum puteți vedea, cu cât crește complexitatea aplicației, cu atât crește și numărul de componente. Și aici avem marea diferențiere realizată de Festo Motion Terminal. Astăzi, toate aceste funcții pot fi realizate prin utilizarea unui singur ventil Motion Terminal. În jur de 50 de componente pot fi înlocuite de un singur ventil. Acesta este primul ventil complet configurabil de pe piața automatizărilor, deoarece funcția acestuia poate fi programată conform cerințelor aplicației. O să vă arăt mai târziu exact ceea ce vreau să vă spun și după ce vă voi prezenta câteva detalii despre tehnologia care stă la baza acestui produs. Dar mai întâi, de dragul curiozității, vă propun încă un test rapid, să-i spunem, un poll, pentru a afla care sunt funcțiile cele mai utilizate în automatizare, după părerea dumneavoastră. Adică să vedem cu ceea ce vă ciocniți dumneavoastră în aplicațiile dumneavoastră de zi cu zi. Și haideți să vedem ce operațiuni sau cu ce componente vă luptați în viața de zi cu zi în instalațiile dumneavoastră. Reglare de presiune, drosele, ajustarea timpului de deplasare, control al poziției, amortizoare de șoc. Aici sunt doar câteva exemple pentru doar pentru curiozitate, nimic special. Tot așa, o să avem câteva secunde ca să aveți timp să răspundeți. Puteți alege mai multe răspunsuri. Să vedem și răspunsurile. Da, deci aplicații din foarte diverse. Aplicațiile cele mai comune sunt primele trei, să spunem, da, după cum se poate vedea și în acest grafic, în schimb. Avem, ținând cont că nu este un webinar țintit pe o anumită industrie, se pare că avem oameni din toate industriile.
Și așa cum ați văzut sau cum v-am spus mai devreme, toate aceste funcții pot fi realizate de FestoMotion Terminal. Vom discuta în continuare despre tehnologia care stă la baza acestui Motion Terminal. În tabelul din stânga sau în imaginea din stânga avem o reprezentare a tehnologiei actuale, da, a ventilelor standard pe care le cunoașteți. În funcție de desen, da, în funcție de ceea ce avem de făcut, dacă este ventil pneumatic sau electric, bobina internă mișcă aerul prin aceste canale către o direcție sau către cealaltă. Principala caracteristică a acestui tip de tehnologie este că pentru fiecare tip de ventil există o construcție internă complet diferită. Deci avem patru funcții. Avem patru ventile diferite, patru echipamente diferite. Această varietate de funcții nu influențează doar dimensiunea catalogului de produse, ci crește și complexitatea listelor de materiale pentru proiecte. Crește cantitatea de produse de achiziționat și influențează situația stocului necesar. Prin utilizarea FestoMotion Terminal, construcția internă a fost regândită. Da? Acum puteți vedea cum arată interiorul unui ventil din FestoMotion Terminal. Acest circuit exemplifică exact circuitul intern al ventilului. Este un circuit punte format din patru ventile 2x2. Le puteți vedea aici. Da? Fiecare ventil 2x2 este acționat de ventile piezoelectrice. Este controlat în permanență de ventile piezoelectrice. Puteți să le vedeți în partea superioară. Funcția ventilului depinde acum de secvențele de comutare ale acestor ventile. Astfel se obține un ventil extrem de flexibil, care este capabil de realizarea tuturor funcțiilor clasice. 5x2, 5x3, 3x2, 2x2 și așa mai departe. Drept urmare, un singur model de ventil execută toate funcțiile ventilelor direcționale. În continuare, vă voi prezenta în detaliu atât ventilul cât și terminalul. În prima figură, exact ceea ce discutam, ceea ce vă interesa, avem afișat interiorul ventilului, unde se poate observa clar ventilul 2x2. Celălalt element important din FestoMotion Terminal este pilotarea piezoelectrică, ceea ce v-am spus puțin mai devreme. Tehnologia piezoelectrică nu este ceva nou, este ceva ce există în piață de foarte mult timp. Ați văzut în webinarul de săptămâna trecută partea de istorie, 1880, acum suntem în 2020, deci au trecut foarte mulți ani peste această tehnologie. Cu toate acestea, Festo a explorat în detaliu proprietățile acestei tehnologii pentru a-i găsi aplicarea în ventile direcționale. Ați văzut în discuția de săptămâna trecută că există și ventile piezoelectrice în gama Festo. Reluăm puțin discuția despre piezoelectricitate. Ceea ce se află în acest pilot este o placă ceramică cu proprietăți electrice
ce distorsionează proporțional voltajul care este aplicat. În acest mod, fiecare ventil 2x2 beneficiază de un control proporțional piezoelectric. De aceea, terminalul permite realizarea funcțiilor servopneumatice. Cum am discutat, timpul de răspuns în cazul piezoelectricității este foarte, foarte scurt și permite controlul foarte rapid. Festo investește în cercetarea legată de tehnologia piezo, deoarece aceasta prezintă calități superioare în comparație cu tehnologia electromagnetică actuală, cum ar fi cicluri de comutare extrem de rapide, mai puțin de 8 milisecunde, consum redus de energie. Ați văzut, dacă vă mai aduceți aminte, săptămâna trecută aveam un grafic, 90% mai puțin decât o bobină electromagnetică este consumul unui ventil piezo. Și o durată de viață de aproximativ 300 de milioane de cicluri. 300 de milioane de cicluri, vorbim doar despre durata de viață a elementului piezoelectric. Estimativ, durata de viață a ventilului, da, a întregului ansamblu, este de aproximativ 100 de milioane de cicluri, testele fiind încă active. În cea de-a treia figură, imagine, vedem o vedere explodată a ventilului. Se poate observa placa electronică care conține senzorii. Fiecare ventil are senzori de presiune, de debit, de direcție, cât și de temperatură integrați în această punte electronică. Adică urmărim permanent variabilele principale din automatizările pneumatice. În ultima imagine avem terminalul format din componentele pneumatice în partea dreaptă și în partea stângă avem partea de CPX. Pentru partea electrică avem clasicul CPX, unde pot fi plasate module de comunicație, PLC-uri, module de intrări-ieșiri și așa mai departe. În centru, în această zonă, avem interfața electrică, avem partea de controller pentru zona de pneumatică. Aici avem stocate aplicațiile programate în prealabil. Și dacă tot am spus cuvântul aplicații, avem în acest moment 10 aplicații 100% funcționale, a 11-a este în lucru. Aceste aplicații sunt denumite generic Motion App, iar aici ventilele își îndeplinesc funcțiile prin intermediul acestor Motion App. Aplicația este similară unei librării PLC, iar când este necesară o nouă funcție, se încarcă o nouă librărie sau se apelează o nouă astfel de aplicații. Așa cum vă spuneam, în prezent avem 10 aplicații disponibile. Partea de ventil direcțional, aici putem schimba funcționalitatea ventilului dintr-un singur click prin această funcție. Avem regulator de presiune, o funcționare versatilă și o economisire de energie prin configurarea diverselor niveluri de presiune
printr-o simplă atingere de buton. Avem regulatori de debit pentru exhaustare și alimentare, da, clasicele drosele. Eliminăm astfel o componentă din circuitul nostru și avem control pe ecran mult, mult mai rapid. Ceea ce apare ca un avantaj suplimentar, operatorul nu va mai putea să realizeze niciun fel de reglaj. Avem EcoDrive, operare economică, reduce costurile prin operarea la o presiune minimă a actuatorului, doar atât cât este necesar pentru mișcarea sarcinii, economisindu-se astfel până la 70% din energie. Avem leakage diagnostic, diagnosticarea pierderilor de presiune, detectează și localizează pierderile de presiune între Festo Motion Terminal și cilindru. Toate aplicațiile o să le discutăm mai pe larg în slide-urile care urmează. Acum facem doar o scurtă trecere în revistă. Avem reglarea duratei cursei, da, presetting of travel time, pentru a asigura o punere în funcțiune rapidă și facilă, precum și o funcționare stabilă. Tot ce trebuie să faceți este să stabiliți timpul de deplasare la avans și la revenire, cât și partea de regulator de presiune proporțională, unde economisiți spațiu și costul componentelor hardware prin combinarea funcțiilor a două regulatoare de presiune într-un singur ventil. Dar puteți să folosiți și funcția de vacuum. Parametrii aplicațiilor pot fi schimbați online în timp real. Astfel, de exemplu, pentru de control al presiunii, presiunea deja stabilită fiind un parametru ce poate fi modificat oricând în funcție de necesitate. Aceste modificări le puteți face din pagina de web Vizu sau direct din PLC-ul dumneavoastră. În plus, aplicația în sine poate fi schimbată în timp ce terminalul este în funcțiune. Adică nu mai vreau să folosesc drosele și vreau să trec în control proporțional, doar apelez funcția și am schimbat destul de rapid. Dacă punem în paralel cu schimbarea fizică a ceea ce se întâmplă. Toate aceste modificări le putem face în timp real și foarte dinamic. Haideți să vă arăt în continuare câteva exemple de aplicații. Începem cu controlul direcțional cu modificarea ventilelor. Trecem din 2x2 cu o simplă comutație în 4x2 sau clasicul 5x2. În momentul în care am schimbat unealta de lucru, putem modifica diferit fiecare ventil în parte, 4x2, 4x3, sau pot să controlez fiecare ieșire din acest ventil. Și avem 8 ventile 8 ventile 2x2. Toate funcțiile, da, toți acești parametri putem să-i schimbăm imediat în software. Selectarea nivelului de presiune este o altă funcție.
Acest exemplu ne prezintă o aplicație în care presiunea la nivelul actuatorului depinde de fiecare bucată de lemn care trece prin fierăstrău. Pentru cea mai mare bucată se aplică o presiune de 6 bari. Pentru o bucată mai mică și mai curată se va aplica o presiune de 4 bari. De asemenea, pe retur controlăm presiunea și revenim cu 1,5 bari, pentru că este suficient pentru a ridica acel tambur. Astfel realizăm o reglare electronică a presiunii dinamice, unde presiunea de operare este reglată în funcție de piesa aflată în lucru. Deci scăpăm de acele reglaje manuale. Deși este o aplicație simplă, conceptele Industrie 4.0 sunt evidențiate aici, deoarece pentru a produce ceva complet nou, sistemul poate fi configurat rapid pentru noua sarcină. Mai departe, avem reglarea proporțională a presiunii. Dintr-o aplicație simplă, având două componente cu Festo Motion Terminal, putem să controlăm cele două ieșiri ca fiind regulatoare proporționale individuale, adică nu se influențează cele două ieșiri între ele. Astfel am redus costul cu aceste echipamente suplimentare. O aplicație simplă și frumoasă, droselizarea. Este o aplicație care mănâncă destul de mult timp din punctul meu de vedere, pentru că de fiecare dată trebuie să facem reglaje. Pe lângă acest lucru, reglajele de funcționare a cilindrului sunt la îndemâna operatorilor și atunci pot să apară diferențe sau probleme pe utilaj. Cu Festo Motion Terminal evităm această mică problemă, să-i spunem așa, dar scăpăm și de orele pierdute cu ajustarea și reglarea vitezelor cilindrilor. Partea de EcoDrive, da, într-un format clasic, cu drosele avem un consum de aer. Folosind droselizarea și modul de funcționare EcoDrive, consumul de aer este redus cu până la 70%. Leakage Diagnostic, exact ce vă spuneam, după un număr de utilizări, există pierderi atât la cilindru sau unul dintre tuburi se poate fisura. După cum ați putut observa, există deja simulate două pierderi pe care le putem afișa pe un display în funcție de normativele în vigoare privind aceste culori. Presetarea timpului de lucru. Aici la fel, nu trebuie să ne mai complicăm, să realizăm din calcule și așa mai departe timpul de ciclu pe care trebuie să-l parcurgă fiecare cilindru. Pur și simplu intrăm în această aplicație și îi spunem: vreau să faci această deplasare în 0,5 secunde, iar sistemul Festo Motion Terminal calculează
toți parametrii necesari funcționării. Avem și reglare proporțională de presiune bazată pe un grafic predefinit, da, pe niște valori predefinite. Aici avem o sudură prin fricțiune și trebuie să urmărească anumite caracteristici de presiune. Lucru care se poate realiza foarte simplu cu Festo Motion Terminal. O aplicație care mie îmi place foarte mult este vorba despre aplicația SoftStop, amortizare la capăt de cursă. Dacă nu avem niciun fel de amortizare, ați văzut vibrațiile din acest pahar sunt foarte mari. În momentul în care introducem amortizoarele de șoc, vibrațiile s-au redus, dar nu au dispărut complet. Cu funcția SoftStop putem observa că vibrațiile au dispărut și nu mai avem nici acele amortizoare de șoc montate pe utilaj. Pentru dimensionarea acestor amortizoare de șoc se consumă foarte mult timp. Și partea de control proporțional. Așa cum ați văzut și inițial, putem să controlăm fiecare ieșire în parte din ventil, nefiind influențate unele de celelalte. Toate informațiile, atât de la senzori, pot fi monitorizate și sunt accesibile chiar și într-un sistem cloud, unde le puteți vizualiza și a le folosi în sistemele dumneavoastră. Mai avem încă un pol. În general, webinariile pe care le susțin eu nu apar atât de multe poluri, dar acest produs este unul special și din cauza asta am recurs la aceste poluri. Doar ca și o curiozitate, aș vrea să știu care aplicație, care Motion App vi s-a părut mai interesant. Sper că ați găsit aplicații interesante pentru dumneavoastră și pentru utilajele pe care le deține și unde considerați că ar putea fi integrat acest Motion Terminal. Cred că s-au și dat răspunsurile. Da, vedem EcoDrive, SoftStop, regulator proporțional și presetarea timpului. Deci, lucrurile destul de interesante din această prezentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri.
Să mergem mai departe, pentru că tot am vorbit de construcții, funcționări și așa mai departe. Să vă prezint cum arată în întregime. Există posibilitatea de configurare cu 4 sau 8 ventile. Mai nou se pot configura și cu două valve, două felii. Putem alege și 4 valve cu 2 module de intrări sau 8 valve cu module de intrări. Aceste module de intrări sunt diferite față de cele din CPX, pentru că aceste intrări se folosesc doar pentru partea de motion app din zona de pneumatic, adică aceste informații ajung în controllerul principal și în funcție de informațiile primite din aceste module de intrări sunt gestionate funcționalitățile ventilelor. Vă spuneam de modulele de intrări. Acești senzori sunt folosiți în general în aplicația de soft stop, unde putem, după cum bine ați văzut, controla amortizarea la capăt de cursă. Ca și caracteristici de debit, 480 de litri pe minut asigură un astfel de ventil. Știu, probabil o să spuneți, eu am cilindri mult mai mari, debitul este mult prea mic pentru ceea ce am eu nevoie. Se pot cupla chiar și două ventile să funcționeze, deci creștem un debit, dar trebuie să țineți cont că nu tot timpul este necesar să mergem cu aceeași presiune și cu aceeași caracteristică de debit. Putem funcționa foarte bine, ați văzut, cu o scădere de presiune și cu o aplicație EcoDrive, putem salva până la 70% din consum. Partea de configurare, așa cum v-am spus, poate fi făcută prin acest web vizu, da, ne conectăm cu un cablu de Ethernet de la laptop direct în terminal, un conector RJ45 și aici putem apela fiecare aplicație pe care am achiziționat-o în pachetul de licențe. Logica de programare pentru comutarea ventilelor poate fi realizată și în PLC, după cum puteți vedea în imaginea a doua, avem profinet Ethercat, Ethernet IP și așa mai departe. Și putem funcționa în timp real, putem modifica parametrii în timp real pentru acest produs. După toate aceste detalii legate de produs, înainte să vă arăt avantajele și aplicabilitatea acestei inovații, aș vrea să vă mai adresez încă un pol. Ce parametri sunt luați în considerare pentru noile proiecte de automatizare în companiile dumneavoastră? Am văzut că deja mulți dintre dumneavoastră aplică sau se orientează spre industrie 4.0 și din acest motiv aș dori să văd cam care sunt lucrurile care vă interesează și dacă se pot regăsi în Festo Motion Terminal.
Cred că timpul a fost suficient pentru a răspunde. Da, exact ce spuneam și la început, avem partea de economisire de energie, partea de diagnoză și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. O să vedem imediat și beneficiile acestui Fast-O-Motion terminal. Bun. Pentru că am vorbit și aș vrea să vă arăt avantajele acestui produs în toate fazele procesului. Începem cu începutul. În faza de proiectare, beneficiați de specificații de produs simplificate. Spre deosebire de o listă de componente, veți avea doar o insulă de ventile, da? Drosele, regulatoare proporționale, ventile și așa mai departe, toată gama de ventile se va reduce la acest produs. Câți cilindri avem? 4 cilindri, un Fast-O-Motion terminal cu 4 ventile și aplicațiile adecvate. Reducerea complexității și a costurilor de proiectare datorită faptului că sunt mult mai puține componente de integrat în acest proiect. Standardizarea echipamentului, insula de ventile fiind mereu aceeași, schimbăm doar aplicațiile. Da? N-am nevoie, de exemplu, pentru proiectul X, am nevoie de o insulă de ventile cu 7 ventile monostabile și 3, 5 pe 3 cu centru închis. Aici avem de fiecare dată insula VTM, 8 ventile și schimbăm funcționalitatea după cum dorim. Trecem mai departe, în faza de asamblare și programare. Optimizarea spațiului de instalare. Obținerea unei instalări simplificate și curate, având în vedere că nu mai sunt atât de multe componente în schema noastră. Costuri reduse de programare, deoarece aplicațiile sunt deja programate în avans. Este suficientă conectarea aplicației la ventil și configurarea parametrilor. Adică eu trebuie doar să introduc presiunea la care vreau să lucreze cilindru, viteza cu care vreau să lucreze și așa mai departe, prin niște simple cifre pe care le introduc într-o aplicație WebVisu. Și beneficiile în faza de operare. Reducerea consumului de aer comprimat prin utilizarea aplicațiilor precum EcoDrive sau diagnosticarea erorilor. Ajustarea simplă a parametrilor ce poate fi realizată de la distanță sau pe un HMI sau pe un PLC. Simplificarea mentenanței. Fie pentru că avem mai puține componente hardware, și datorită funcției de diagnosticare și prezenței senzorilor. Așa cum ați putut vedea, pe fiecare ventil al Fast-O-Motion Terminal avem aceste punți electronice care înglobează senzori de mai multe tipuri. Da, avem 4 senzori: presiune, debit, temperatură și așa mai departe. În încheiere, sau nu chiar în încheiere, aș vrea să vă împărtășesc o idee în privința valorii acestui produs. Avem prezentat aici total cost of ownership pentru un an în această soluție clasică.
cu o soluție clasică, convențională, utilizând componentele standard, sunt necesare cam 42 de produse. Însumează costuri de 100%, să spunem, în acest caz. În aceeași aplicație, doar comparând valoarea de produs a FestoMotion Terminal datorită tehnologiei integrate, valoarea este cu cel puțin 50% mai ridicată. Totuși, așa cum am demonstrat mai devreme, aveți diverse avantaje pe parcursul întregului proces. Avantaje în faza de proiectare. Un singur produs pentru diverse aplicații, funcții, sarcini. Asamblare. Mai puține componente și partea de programare. Instalare și punere în funcțiune. Avem instalare simplificată, direct de la ventil, furtun, actuator. Nu mai trecem prin alte componente. Procesare, comenzi și livrare. Mai puține componente, liste de materiale pentru proiect și achiziția se simplifică la maxim. Operare. Economisirea aerului comprimat, în primul rând. Când luați în considerare toate aceste avantaje, FestoMotion Terminal aduce costuri cu 25% mai mici decât soluțiile convenționale. Acestea sunt beneficiile și avantajele utilizării pneumaticii digitale. Mai puține componente, flexibilitate ridicată, mai puțină muncă la instalare, eficiență energetică și aveți un produs ideal pentru industrie 4.0. Evident, există și aplicații, utilaje deja modernizate în care se utilizează FestoMotion Terminal și vreau să vă arăt câteva dintre acestea foarte, foarte scurt. În partea de clamping, să spunem pentru caroserie, avem FestoMotion Terminal și patru aplicații. Avem ajustări pentru unghiurile de deschidere, controlăm forța, presiunea și așa mai departe, încât să obținem și un timp de ciclu mult mai redus. Aplicații de bobinat. La fel, putem să controlăm toți parametrii prin presetarea timpului de ciclu, spațiu de instalare mult mai mic, punere în funcțiune foarte rapidă și ușor de replicat. Ceea ce nu v-am spus este faptul că atunci când producem utilaje de serie, putem să clonăm parametrii de pe primul utilaj, de pe primul VTM, pe următorul, fără a fi necesar să stăm să integrăm și să reluăm tot procesul de la capăt. La fel, în partea de food, avem, în loc să avem toate aceste echipamente pe care le puteți vedea aici, da? Regulatoare de presiune, o insulă de ventile și așa mai departe. Folosim doar FestoMotion Terminal. Putem colecta datele de la senzorii VTM-ului pentru a le folosi mai departe. Și în zona de packaging poate fi integrat, după cum puteți vedea, deja există integrat în această aplicație și ne folosim de leakage diagnostic. Avem în vedere tot timpul pierderile de presiune, partea de proporțional, control proporțional de presiune și reglare de presiune economică. Cum putem să știm dacă FestoMotion Terminal este aplicabil în compania mea, dacă pot să-l folosesc? Ei bine, avem aceste 8 întrebări și dacă răspunsul este
Da, la mai mult de una dintre aceste întrebări, atunci cred că se justifică timpul să studiați sau să discutăm în detaliu acest echipament. Și pentru că ne apropiem de sfârșit, mai avem un poll scurt ca să fie de încheiere. Este doar o curiozitate, nu este nimic de speriat, dar credeți că ar fi cazul să discutăm mai multe? Dacă da, puteți să ne scrieți pe tehnica@festo.ro despre aplicația dumneavoastră și putem de aici să discutăm mai în amănunt. Evident, o prezentare completă a acestui produs durează cel puțin 6 ore. Am încercat să comprim cât mai multă informație în acest webinar de o oră. În acest moment, noi avem și un astfel de Festo Motion terminal în sediu. Dacă vreți să zicem să-l testați, să vă jucați un pic cu el, unul dintre inginerii noștri de vânzări, dar și un coleg de la departamentul tehnic poate veni la dumneavoastră pentru a discuta mai în amănunt. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Criza actuală își spune cuvântul ca să fim în ton cu ceea ce ne arată și pe la televizor. Ca să tragem o concluzie. Haideți să vedem un pic care sunt beneficiile pneumaticii, dar și beneficiile sistemelor electromecanice. Și putem observa din ceea ce am discutat astăzi că pneumatica digitalizată îmbină sau este la îmbinarea dintre aceste beneficii. Vă mulțumesc pentru atenție. Îmi cer scuze că am depășit timpul alocat. Dacă sunt întrebări, nu ezitați să ne scrieți. Adresa tehnica@festo.ro vă stă la dispoziție. Și o ultimă informație, acesta a fost ultimul webinar din această vară. Luăm o scurtă pauză până în septembrie, poate chiar începutul lui octombrie, pentru a ne pregăti cu noi teme de interes pentru dumneavoastră. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru timpul acordat acestei prezentări și să ne reauzim cu bine la următoarele webinarii.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână ușoară în continuare.